În apropierea Sucevei, la Adâncata, este o mică biserică de lemn din anii 1600. În vatra satului, biserica veche, cum mi se spune, cu hramul Sfântului Dumitru, are un farmec aparte. Discretă și frumoasă, este puțin cunoscută, dar a devenit un mic nucleu de experimentare a tradiției. Copiii învață vara să picteze icoane, femeile din sat au reînceput să coase cămăși și alte elemente ale portului tradițional. Biserica este monument istoric de categoria A. Construit aici de localnici veniți din părții de Ardealului care s-au așezat aici pe aceste medeaguri. Nu se știe în ce an, probabil după Uniață, după 1701, din dorința de a-și păstra credința, de a nu renunța la credința creștinilor ortodoxe. Părintele Dimitrie Popovici, el merge mai înainte, fiind preot aici cu 40 de ani, a emis o ipoteză de chiar Ardelenii au venit aici și s-au așezat chiar după războiul Gheorghe Doja. Cert este că nu avem o dată sigură că biserica a fost înființată, întemeiată, dar cel puțin 300 de ani are vechime această biserică, pentru că se află în spatele bisericii o cruce pe care este menționată că este îngropată fica preotului Gafița 1714, deci începutul secolului al XVIII-lea este prezentă biserica, slujitorii și credincioșii. Biserica pe care o vedeți este biserica stilul vechi, maramureșan, construită din bârne de stejar și bârne de brad, cioplite cu barda. Ea, cum o vedeți acum, nu a fost așa în stare inițial. A suferit două restaurări majore. În 1996, când n-am prea stăpânit, m-a trimis aici, am încercat să o repunem în valoare și să slujim în ea ca și într-o biserică parohială obișnuită. Am constatat că este monument și nu ne putem atinge prea mult de ea. Pe de-o parte, a fost un lucru trist, dar acum este un lucru benefic, pentru că se poate restaura și o putem repune în valoare așa cum ar trebui. Povestea frumoasă a acestei biserici, parcă ascunse de ochii lumii, într-o comunitate mică din apropierea Sucevei, a fost completată de alte povești despre obiceiurile azi uitate, de la marile evenimente de trecere și despre șezăturile de altădată. De asemenea, au fost descifrate simbolurile de pe cămășile unor femei din sat, care au fost invitate să se alăture frumoase întâmplări din curtea bisericii, evenimentul a prilejuit participanților și bucuria unui răsfăț gastronomic, organizat de doamnele Mihaela Echim și Rodica Nicodim, din Adâncata, care au gătit mâncăruri cu gustul de acasă. Femeile din Adâncata sunt faimoase pentru sarmalele delicioase pe care le pregătesc cu fiecare ocazie specială, iar aperitivele și desertul au întregit experiența gastronomică. Bucovina Brunch Adâncata, biserica ascunsă, o bună ocazie de a descoperi Bucovina frumoasă, a fost organizată de IA Bucovina, ADER, Parohia Adâncata. Parteneri, Muzeul Bucovinei, secția de etnografie, Centrul de Resurse și Cercetare în Turism, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Este masă bucovinană, da? Dăm cu nume preluat de la colegii noștri din Transilvania, care au început să plaseze mese în mijlocul comunităților pentru a ajuta comunitățile unde au loc astfel de evenimente. De fapt, noi, până ne preocupă satul bucovinan, de undeva din 2011, când am început un proiect numit Salvează satul bucovinan. Am promovat ideea că satul bucovinan trebuie să-și păstreze frumusețea, autenticitatea, și aceste evenimente vin, de fapt, să fie niște mici intervenții în sate unde găsim frumusețe ascunse. Este astăzi rândul acestei minunate biserici de la Adâncata. Încercăm să ne promovăm valorile, să ne promovăm cămășile, să ne promovăm țesăturile, dar în primul și în primul rând oamenii locului. Din păcate, odată cu trecerea timpului, ne modernizăm cu toții. Este o ușoară tendință și în Adâncata, dar sperăm că tinerii vor cumpăra o vacă și vor ține un porc peste ani, ca să se hrănească din gospodărie. Ăsta este mesajul nostru, de fapt și de drept. Haideți să încercăm să ne fructificăm potențialul românesc și să nu importăm din afară și să facem cumpărăturile din afară. Ce ne-am propus noi este să promovăm un turism autentic,
să promovăm valorile culturale, tradițiile, gastronomia bucovinană și turiștii noștri să aibă parte de experiențe de neuitat când vin în regiunea noastră, în așa fel încât să povestească și altora, să atragă mai mulți turiști și să revină și ei. Următorul Bucovina Brunch va avea loc la Cacica, pe 18 iulie.